Ziua de 23 aprilie amintește de anul 1920, când Parlamentul Republicii Turcia s-a întrunit pentru prima dată ca urmare a dobândirii suveranității și independenței. După 8 ani, primul președinte al Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a dedicat această zi importantă copiilor în semn de respect pentru posteritate. Bulunmaktan dolayı çok büyük minnet duyuyorum. Domnul Consul General se simte foarte fericit. Se află la Mehidia cu ocazia sărbătorii de iulie, care este sărbătoarea suveranității naționale și copilului în Turcia, mai ales că această grădiniță este grădinița Kolejli nasyonel çoğunlukta. Biz bu organizasyonu çocuklarımıza bayramlarını birlikte kutlamak, aynı zamanda onlara hediye vermek işini, projesini Köstendil'deki Hacı Akay Vakfı'yla beraber yapıyoruz. Hem kolaborare cu Fundația Hacı Akay, Kuratul a aranjat activitatea de astăzi. În România, etnicii de origine turcă și tatară serbează cu aceeași intensitate Ziua Copilului. Asociația Saladin Hagi Akay și Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța au organizat la Medgidia o serbare în care copiii de la grădinița bilingvă numărul 1 au primit cadouri. A fost minunat, vă mulțumim mult că ați venit. Am răspuns cu entuziasm și bucurie invitației de a fi alături de acești copii minunați. Să-i bucurăm cu ocazia Zilei Copilului din Turcia în cadrul grădiniței bilingve și este o mare responsabilitate pentru noi adulții, pentru că de noi depind acești copii, cum evoluează, cum cresc, cum se formează și de aceea întotdeauna asociația noastră va răspunde pozitiv și cu entuziasm tuturor acțiunilor în care poate să aducă un zâmbet unui copil. În parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, prin excelența sa, domnul Consul General Ali Boş Çalışkan, am inițiat astăzi un proiect care s-a concretizat în această activitate prin care am oferit copiilor noi, Asociația Saladin Hagi Akay, jucării și dulciuri. Ne-am amintit astfel cât de minunat ne simțeam noi înșine când, copii fiind, primeam astfel de cadouri. Ne-am simțit minunat alături de acești copii deosebiți. La eveniment a participat și edilul orașului Marian Iordache, care a dat o mână de ajutor la împărțirea cadourilor. Prezența copiilor e molipsitoare prin starea de bine pe care ne-o conferă, prin veselia, voioșie și inteligența pe care o au. Copiii de la grădinița bilingvă sunt copii care vorbesc deja două limbi. Efortul lor de a se pregăti în această grădință a fost răsplătit astăzi de Consulatul Republicii Turcia la Constanța și de Fundația Saladin Hagi Akay cu cadouri care sunt ocazionate de Ziua Copilului din Republica Turcia. Am avut plăcuta surpriză de a putea oferi cadouri copiilor noștri. De ce am zis că în avans, deoarece pe 23 aprilie este Ziua Copilului Turc. Și în condițiile acestea, societatea, o să arăt bannerul răposatului Hagi Akay, care a fost președinte al Uniunii Tătare, ani de zile, a fost un om sufletist, ținea la copii, urmașii dumnealui s-au gândit să le aducă un dram de bucurie copiilor de la noi, oferindu-le aceste cadouri. Potrivit organizatorilor, aceste evenimente culturale încheagă o comunitate, iar mai presus de toate, stimulează dezvoltarea corectă într-un cadru propice a viitoarei generații de tineri care va reprezenta națiunea.